Bucurie, disciplina, dezvoltare personală, o resursă pentru clasa pregătitoare. Bun găsit! Vă prezint pe Ana, care trece în clasa pregătitoare. Înainte de a începe școala, Ana a mers cu mama ei spre casa bunicilor, chiar pe lângă viitoarea școală, pentru a învăța drumul. Ana s-a uitat spre școală și s-a părut atât de mare. Deodată, cineva a strigat-o. Hei, ți-au căzut din dosar câteva desene. Wow, sunt atât de frumoase! Ești foarte talentată! Ana a răspuns îmbujorată. Mulțumesc! Sunt câteva desene pentru bunica. În prima zi, Ana a mers cu emoție la școală. O vedea mai bine acum. Era mare și colorată, iar acolo a întâmpinat-o învățătoarea. Era doamna care îi admirase desenele în vacanță. Un val de emoție a cuprins-o. Îi plăcea deja în clasa pregătitoare. Răspundeți în grupul clasei la întrebarea. Ce a simțit Ana în prima zi de școală? De ce? Dar tu, ce ai simțit? Poate bucurie, veselie, încredere, stare de bine sau alte emoții. Vă propun un joc despre ce îți aduce bucurie la școală. Aplaudă de fiecare dată când pe ecran apare o imagine care îți aduce bucurie. Să începem! Ai un ghiozdan confortabil. În fiecare zi desenezi. La matematică, numeri și socotești. Să continuăm jocul. Aplaudă mai departe la ce îți aduce bucurie și te face să te simți bine la școală. Joci basket. Pictezi la șevalet. Doamna învățătoare citește din cartea de povești. La abilități practice, decupezi forme diferite. Ana vrea să vi prezinte pe prietenii ei, pentru că joaca împreună le aduce multă bucurie. Descoperă cum îi cheamă pe fiecare. Ai acum timp pentru citit. Corect! Dan și Mara! Nu-i așa că te bucuri când reușești ceva? Când suntem bucuroși, suntem energici. Gata să facem diferite activități. Bucuria ne dă o stare de bine. Gândiți-vă și voi ce alte activități vă dau o stare de bine. Discutați în grupul clasei. Astăzi am vorbit despre emoția bucuriei, dar ne vom revedea cu cei trei prieteni pentru a discuta și despre alte emoții.